Mai vine o veste dinspre mediul de afaceri. România se îndreaptă spre stagflație. România se îndreaptă spre o perioadă de stagnare economică și o continuare a creșterii inflației, un scenariu potențial. Asta cred aproape 47% dintre managerii, angajații cu funcții de conducere și oamenii de afaceri. Este un studiu interesant. Adrian Negrescu, analist economic, se alătură. Mulțumesc foarte mult. Care sunt opiniile oamenilor din zona de business din România cu privire la ce se întâmplă în mediul economic și așteptările lor în perioada următoare? Se așteaptă oamenii de afaceri la o încetinire a creșterii economice și la o încetinire a activității industriale, care se vede. Astăzi au venit datele privind producția industrială, care arată o scădere de 3% a producției industriale, date care vin și coroborate cu ceea ce s-a întâmplat în primul trimestru legat de productivitate și de contribuția industriei la creșterea economică făcută din PIX de INS, ne arată adevărata dimensiunea realității. Economia a încetinit, e aproape de zero din punct de vedere al dinamicii, prețurile continuă să se crească, iar asta înseamnă stagflație, ceea ce iată oamenii de afaceri chestionați de cei de la Moneycorp, asta demonstrează și asta simt ei din mediul de afaceri. Faptul că sunt o grămadă de probleme care se acutizează și mă uitam foarte atent pe datelor statistice, cele mai mari provocări în momentul de față, inflația, bineînțeles creșterile de prețuri la energie, la gaze, la materii prime, i-a afectat pe toți și le schimbă modul în care fac business, le-a dat peste cap tot ce înseamnă plan de business în 2022, scăderea vânzărilor pe care o știm deja, se manifestă în economie și asta înseamnă inclusiv pentru stat un semnal de alarmă că le va aduce mai puțin bani la buget în trimestrele 2 și 3, fără nicio problemă. Accentuarea blocajului financiar, deja firmele își plătesc din ce în ce mai greu datoriile, facturile între ele, se plătesc undeva la nivel de 6 luni în multe dintre industriile din România, ceea ce e misiunea aproape imposibilă să rezici din punct de vedere economic, să plătești salarii, să-ți plătești taxele la stat. E într-adevăr o perioadă extrem de provocatoare. Ce am mai văzut foarte interesant, le teamă de intrarea în insolvență și faliment a partenerilor. Și dacă ne uităm pe datele de la Registrul Comerțului, vedem că deja sunt din ce în ce mai multe companii, sunt aproape 100.000 de companii în zona de risc, care se pot închide oricând și asta antrenează probleme economice pe lanțuri, pentru că toate companiile între ele sunt legate prin facturi, prin relații comerciale. Și, bineînțeles, regionalizarea războiului, o altă temă importantă, care ne demonstrează faptul că oamenii de afaceri sunt conștienți de efectele acestui război din Ucraina. Mulți spun că nu ne afectează, ba ne afectează și ne afectează cu vârf și îndesat, măcar din prisma creșterii prețurilor la tot ce înseamnă materii prime, utilități și Adrian Negrescu, ai văzut declarația probabil a președintelui Consiliului Concurenței, care spune că nu tratăm suficient de serios războiul din Ucraina, că de fapt de acolo se trage tot ce înseamnă creștere de prețuri în România și inflație. Să dai vina pe războiul din Ucraina pentru tot ce se întâmplă economic prost în România e o mare greșeală din punctul meu de vedere, pentru că toate aceste probleme legate de inflație le știm de 2 ani de zile. Acum 2 ani și ceva vorbeam chiar împreună, vorbeam în studiourile de televiziune despre faptul că această stat acasă, această campanie stați acasă, economia pusă în pioneze, se va traduce printr-o inflație și o recuperare a pierderilor din pandemie prin acest val de inflație cu care ne-am lovit. Noi am liberalizat piața energiei în cel mai prost moment cu putință înainte de acest război din Ucraina și de atunci știm de efectele creșterilor de prețuri fantastice la energie și gaze. Inflația nu vine doar din război, e o cauză conjuncturală a economiei românești, e o boală grea pe care economia suferă și pe care nu o putem trata așa doar cu simple declarații, ăsta e vinovatul, celălalt e vinovat, noi stăm și așteptăm să treacă problemele. Da, a venit o informație de la BNR astăzi pe care vreau să o comentăm cu tine. Investițiile străine directe au crescut cu 34% la aproape 3,15 miliarde de euro în primele 4 luni din 2022. Cum privim aceste cifre, mai ales la nivel de încredere a investitorilor în România? Trebuie privit în structura lor. Este creditul intragrup. Sunt multe credite de investiții și raportate la dimensiunile inflației. Gândiți-vă că multe companii în momentul de față au avut nevoie de bani în condițiile în care inflația le-a bulversat practic tot ce înseamnă bugetare, motiv pentru care au apelat de cele mai multe ori la companiile mamă din străinătate, inclusiv pe zona bancară. S-au transferat niște bani mulți în România în condițiile în care mulți dintre români și-au scos banii de la bancă, iar băncile au avut nevoie de acești bani, de aceste milioane, miliarde de euro. E un semn bun, pe de altă parte, semn că, iată că războiul nu ne afectează din punct de vedere
oportunități. Din potrivă, mulți care investeau în Ucraina, investeau în Rusia, caută niște zone mai aproape de vestul Europei, iar România poate fi o bază pentru investiții semnificative, mai ales în zona de Greenfield. Sper ca autoritățile să înțeleagă oportunitatea și să nu facă aceleași prostii care le-au făcut în Portul Constanța, acolo unde demonstrăm încă o dată că nu suntem capabili să anticipăm o situație de aceasta de criză și abia acum, de pildă, ne apucăm să dragăm Dunărea ca să ducem grâul ucrainian pe Dunăre înspre vestul Europei. Noi întotdeauna ne pregătite orice situație, indiferent că e vorba de inflație, de război, de orice tip de calamitate, ca să zic așa, economic, noi nu știm să o anticipăm, ceea ce ne-a recunoscut și președintele Iohannis acum câteva zile, când ne spunea senin de faptul că nu știa că o să vină o criză economică din discursul său. Iată că lucrurile se întâmplă și noi, întotdeauna ca niște pompieri așa de serviciu, încercăm să stingem incendiile din economie atunci când focul este cel mai mare. Nu vom reuși și efectele se vor vedea probabil în următoarele luni. Că sunt bani puțini. Da, domnule Negrescu, vă rog. Carburanților, prețul petrolului continuă să crească. A crescut cu 1,34% în ultimele două ore. Suntem la $123 pe baril, iar zilele astea am văzut o estimare a unui jucător important din piață care merge pe ideea unui baril la $175 pe fondul accentuării problemelor generate de embargoul la adresa Rusiei, de șantajul practicat de țările OPEC. $175 pe baril înseamnă că prețurile la pompă ar putea ajunge în acest an undeva la nivel de 13-14 lei pe litru. E, și atunci să vedem exact ce soluții mai avem și cum reușim să salvăm această economie de la un faliment aproape inevitabil.